Microbiotic, macrobiotic, raw, vegetarian, vegan, ne aflăm în fața unei invazii de mișcări de nutriție și diete care mai de care mai savante, care mai de care mai exotice, care ne promit sănătate veșnică, puritate digestivă și un trup de invidiat. Însă de multe ori când avem de ales între prea multe opțiuni, avem tendința de a uita de unde am plecat și mai ales unde vrem să ajungem. Iar în ceea ce privește nutriția, genul ăsta de confuzie poate avea efecte neplăcute. Așa că la Totul despre mame încercăm, cu ajutorul doamnei dr. Mihaela Bilic, autoarea cărții Sănătatea are gust, să redescoperim principiile simple ale unei nutriții corecte, ce ne vor permite să devenim propriul nostru nutriționist. Rămâneți alături de noi, căci urmează ABC-ul nutriției. Astăzi, la ABC-ul de nutriție, o să vorbim despre glucide, adică ceea ce conține pâinea, ce conțin pastele, ce conțin și fructele și ce conține și ciocolata. Deci avem două lucruri de lămurit. Odată, capitolul de făinoase sunt acele glucide lente, amidonul care se absorbe lent în sânge și ne ține de foame. Și aici intră și pâinea, și orezul, și pastele, și mămăliga. Și apoi, bineînțeles, ceva preferat al vostru, capitolul de zahăr și de dulciuri. Ca să ne lămurim clar de care dintre ele avem nevoie și care sunt strict pentru plăcere. Glucoza este un fel de combustibil, adică așa cum punem într-o mașină benzină să meargă, așa trebuie să-i dăm și organismului glucoză ca să funcționeze. Și glucoza este de folos oricărei celule, de la creier până la mușchi, toate funcționează pe bază de glucoză. Important însă este să alegem acele produse alimentare care conțin amidon, deci glucidele lente, care se absorb lent în sânge și țin de foame mult și eliberează energia treptat. Pentru că altfel, dacă mâncăm dulciuri și zahăr, el intră repede în sânge și dacă nu ne-am mișcat și n-am făcut sport sau nu ne-am jucat afară, respectivele calorii n-au unde să se ducă, n-au unde să se consume și o să se ducă în depozitele de grăsime. Și culmea este că produsele făinoase ne țin de foame, pe când zahărul mai rău ne deschide apetitul. Vreau să vă întreb dacă știți care este diferența între pâine, biscuit și croasanți. Păi, croasantul de obicei are și ceva dulce înăuntru. De exemplu, ciocolată, vanilie și pâinea e doar, sunt doar cereale. Deci este foarte important să știm că pâinea este un aliment de bază pentru că are doar, cum ați spus și voi, făină, apă, sare și drojdie. Atunci când vorbim de biscuit sau de croissant, deja avem și alte produse în plus. Ce înseamnă? În biscuit avem de obicei zahăr, în croissant avem foarte multă grăsime. Din cauza asta, produsele de patiserie trebuie să mâncate rar. Când mâncați paste sau când mâncați pizza, cu ce fel de sos sau de topping le mâncați? Sos de roșii. Sos de roșii, bun. Altceva. Ce mai puneți topping pe pizza și în paste? Brânză. Sos iute. Iute, perfect. Eu la pizza mănânc doar blatul și ciupercile. Iată. Porumb. Deci este foarte important să știm că atunci când vorbim de paste și de pizza, blatul și respectiv pastele făinoase sunt puțin, nu au foarte multe calorii. Însă dacă punem peste ele sos de smântână, costiță afumată sau foarte multe toppinguri, mult cașcaval, mult salam, atunci dintr-o dată le vom transforma într-o bombă calorică. Deci nu pastele în grașă și pizza, ci toppingurile și sosul care îl punem peste. Deci, cum ați spus și voi, e foarte important să le mâncați mai degrabă cu legume, cu sos de roșii, da? Și în momentul în care puneți topping-uri, să fie șuncă slabă, să nu fie lucruri foarte grase. Și încă un lucru, ca să mă întorc la paste și la pizza, întotdeauna să presărați peste ele, dacă vă place, parmezan. Pentru că parmezanul este un fel de condiment cu calciu. În parmezan avem de 7 ori mai mult calciu decât în lapte și avem și gustul acela sărat, deci să nu faceți economie la parmezan pus peste paste și peste pizza. Zahărul este un produs adresat strict plăcerii, deci nu avem în el decât energie, calorii goale. Nu avem niciun fel de proteine, minerale, vitamine, deci doar calorii, 4 calorii pe gram. Din cauza asta, zahărul nu este o substanță de care să avem nevoie să creștem. Eu nu am zahăr.
foarte bine. Deci zahărul nu este esențial pentru creștere, nici pentru creșterea fizică, nici pentru dezvoltarea creierului. Deci zahărul, să știi că mierea este la fel de, cum să spun, la fel de goală de calorii ca și zahărul și este foarte important să știți că mierea are un gust dulce mult mai intens. Un cubuleț de zahăr este echivalentul a unui vârf mic de linguriță de miere. Din cauza asta, dulciurile se mănâncă rar și cu măsură. Deci nu este obligatoriu să mâncăm în fiecare zi desert. Și dacă ne referim la desert, să știți că desertul ideal sunt fructele. Deci natura a pus în fructe și zahăr, și fibre, și vitamine, și minerale, și multă apă. Deci între un desert prăjiturică și un desert fructe, alegeți întotdeauna desertul făcut din fructe. Sau, de ce nu, câteva bucățele de ciocolată. Să știți că ciocolata, mai ales aceea care are multă cacao, este foarte bogată în antioxidanți. Sunt niște substanțe care sunt benefice pentru organism, așa că 2-3 bucățele de ciocolată vor fi de preferat decât altă prăjitură sau alt tip de biscuiți. Foarte important de știut că dulciurile nu sunt esențiale și necesare în dezvoltarea unui copil. Știți că și iaurtul cu fructe are aceeași compoziție de zahăr, fructe și produs lactat ca și înghețat. Așa că o înghețată, un iaurt cu fructe sau fructe proaspete pot fi desertul ideal. Care este diferența, dacă există vreo diferență, între cerealele de mic dejun, fulgii și musli? Păi, musli mai au și fructe uscate. Așa. Și există mai multe feluri de cereale, cereale fără nimic. Așa. Sau cereale cu ciocolată. Okay. Sau musli. Când mergeți la supermarket și alegeți cereale de mic dejun, pe cele expandate să le alegeți în funcție de preferința voastră personală și trebuie să vă placă. Pentru că chiar dacă au ciocolată, este atât de puțină cantitatea aia de ciocolată, încât la numărul de calorii nu face diferența. Nu la fel stau lucrurile în cazul cerealelor tip musli. Pentru că acolo ați văzut cât de grele și ce mică este punguța. Deci acolo nu mai este vorba de cereale expandate, umflate cu aer, ci este vorba de cereale ca atare la care se adaugă, cum bine ați spus, și fructe uscate. Deci din cauza asta ele au și grăsime mai multă, pentru că în cereale integrale avem și grăsime, au fructele uscate care sunt mai grele, astfel încât în momentul în care puneți în castronelul de mic dejun, va trebui să fie doar jumătate din cantitatea celor expandate. Și ultima întrebare legată despre cereale, vreau să vă întreb dacă știți ce sunt pufuleții. Spune. Este un mălai special preparat la fel ca mămăligă. Deci pufuleții sunt de fapt o mămăligă uscată, făcută crocantă, expandată și plină de aer. Și să știți că și pufuleții și popcornul care este expandat prin căldură, deci acele boabe de porumb care sunt încălzite și explodează, sunt niște gustări extrem de sănătoase, atâta vreme cât nu au adaos de grăsime. Însă nu confundați niciodată pufuleții noștri clasici cu acele snacks-uri sub formă de pufuleți, care dintr-o dată acolo au o mulțime de coloranți, de arome. Există niște discuri așa din cereale, din orez expandat, din tot felul de cereale care sunt umflate cu aer și arată așa ca niște discuri. Ați văzut? Da, am văzut. Ați văzut? Nu au un gust foarte puternic, dar umplu burta și atunci pot să țină de foame. Un lucru, ca să încheiem, aș vrea să vă mai atrag atenția, pentru că sunteți micuți, vreau să vă spun, la capitolul pâine, pâinea de orice fel de sortiment din pâine este sănătoasă și să nu exagerați mâncând exclusiv pâine integrală. Copiii nu au voie să mănânce exclusiv pâine integrală pentru că acele tărâțe din pâine pot declanșa la copii, pentru că nu au tubul digestiv suficient de bine dezvoltat, pot declanșa intoleranțe digestive și alergii. Așa că mâncați pâinea care vă place vouă, fie că este albă, fie că e baghetă, fie că este feliată, însă să nu o excludeți niciodată din alimentația voastră, pentru că este un aliment de bază. Iar data viitoare vom vorbi în capitolul următor despre tot ce înseamnă preparate din carne. Vă invit să intrați pe totuldespremame.ro și să postați o rețetă rapidă de 5 minute pe care i-o pregătiți copilului vostru pentru micul dejun, dar și o poză pentru impresia artistică. În fiecare săptămână, rețeta cea mai sănătoasă va fi aleasă chiar de Mihaela și va câștiga câte un exemplar al cărții Sănătatea are gust.
Concursul se încheie la sfârșitul fiecărei săptămâni, duminică, iar câștigătorii vor fi anunțați luni.